Bună ziua, dragi utilizatori! Vrem să vă prezentăm ziarele care au fost aduse astăzi la Biblioteca Ștefan cel Mare. Ziarul Literatura și Arta, un articol vorbește despre cea mai urâtă capitală din lume, care este Chișinăul, conform unui sondaj. Un alt articol despre efectele traumelor psihoemoționale, scris de Gheorghe Baciu, și despre un savant cu renume mondial, scris de Nicolae Rusu. Pe ultima pagină puteți găsi informații despre Festivalul Internațional de Poezie Grigore Vieru. Un alt ziar, ziarul de gardă, un ziar în care puteți găsi multe informații din domeniul economic, politic și cum puteți să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Pe ultima pagină puteți găsi informații despre un meșter popular, care face poloboace. Un alt ziar pentru copii, Florile d'Albe. Copiii pot să colaboreze cu această redacție, acest ziar, pot trimite diverse povestioare, pot să trimită desene, pot să adreseze diverse întrebări și pot găsi diverse informații utile pentru ei. O revistă pentru copii și adolescenți, revista Noi, din această lună. Spre exemplu, câteva titluri de articol. Am o stare lăuntrică neobișnuită, o stare de bucurie tristă, scrisă de un adolescent. Un alt articol, relația medic-pacient este esențială în tratamentul unei boli. De asemenea, adolescenții pot colabora cu redacția acestei reviste, pot să trimită diverse povestioare, întrebări și vor primi și răspuns. Informații despre diverse personalități și viața lor. Acestea sunt ziarele și revista pe care am primit-o astăzi la bibliotecă. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm cu drag.